Vă pup, dragii mei! O zi de duminică liniștită, ploioasă și cam friguroasă. Dar nu este aceasta o problemă, pentru că este un lucru normal, având în vedere că este jumătatea lunii noiembrie, la ce ne putem aștepta. Am avut și zile de primăvară, slavă Domnului, o grămadă în această lună, chiar și luna trecută, și mai bine de atât că nici nu se putea. Se pare că iarna își reintră în drepturi și încet, încet, vremea va fi adecvată sezonului. Să sperăm că vom avea și zăpadă de sărbători, ninsoare, pentru că efectiv fără zăpadă și fără ninsoare chiar nu au farmec sărbătorile de iarnă. Vreau să vă mai mulțumesc încă o dată pentru mesajele dumneavoastră frumoase și pentru toată susținerea dumneavoastră. Sunt foarte bucuroasă când văd așa că interacționez cu persoane pozitive, pentru că, după cum știți, energia negativă și persoanele așa negativiste, să spun, nu prea sunt pe placul meu. Dar ce să facem? Mai interacționăm și cu oameni din aceștia, vrând nevrând. Astăzi sunt la bucătărie, cu toate că este așa mai spre seară, dar Renata va veni la mine și eu am zis să pregătesc ceva dulce. Nu că mi-a lipsit din casă, pentru că am o grămadă de dulciuri mai rău decât copiii mici, a absolut orice în domeniul dulcelui, pentru că nu pot să stau fără dulce. Pot să spun că acestea sunt singurele mele, nu știu dacă se numesc vicii. Faptul că mănânc foarte condimentat și piperat, și aici mă refer la ardei, iute, la piper, și dulciurile de asemenea nu lipsesc, pentru că îmi plac foarte mult. Bun, o să pregătesc un salam de biscuiți. Este o rețetă pe care o știu de la fosta mea soacră, Dumnezeu s-o ierte. Foarte rapid și gustos iese, nu necesită multe ingrediente, se poate face și de post dacă dorim. Și vreau să vă spun că atunci când Renata era mică, tot timpul îi pregăteam numai dulciuri dintre acestea făcute în casă, nu îi cumpăram din comerț, îi pregăteam o salam de biscuiți, cornulețe, plăcintă cu mere, gogoși, clătite, tot ce se putea face în casă, pentru că mi se părea că este un lucru mult mai sănătos așa decât să stai să, nu știu, le cumperi tot felul de dulciuri care știți și noastră sunt pline de euri, pline de chimicale, de coloranți și preferam să-i pregătesc în casă aceste dulciuri, tot ce se putea face pe vremea aceea, pentru că nu se găseau atâtea minuni câte se găsesc acum și chiar și acest salam de biscuiți îl pregăteam atunci. O să vă arăt cum se pregătește, nu necesită mult timp și, așa cum v-am mai spus, nici prea multe ingrediente. O să vă arăt despre ce ingrediente este vorba pentru acest salam de biscuiți și anume, avem aici 1 kg de biscuiți, din aceștia simpli, biscuiți populari, cum se spune. Avem rahat, 1/4 kg, pentru că nu-mi place așa foarte mult și cred că nici toți biscuiții nu o să-i pun. O să vedem în funcție de când îi voi rupe cum vor fi. Avem zahăr, deși nu știu dacă voi pune și zahăr, pentru că rahatul este suficient de dulce și nu va mai fi nevoie de zahăr. Cacao, 1 kg de lapte și 1 pachet de unt. Bineînțeles, vom pune esență, praf vanilat dacă dorim, fiecare cum dorește. O să vă arăt imediat despre ce este vorba, pentru că, așa cum v-am spus, nu este deloc complicat. Și probabil că și dumneavoastră știți și l-ați pregătit de atâtea ori, dar se pregătește foarte repede. O să-l dau la frigider o oră, depinde cât este cazul, și foarte, foarte delicios este, gustos și sănătos în același timp. Pentru că și prăjiturile din comerț sunt delicioase, nu am nimic de obiectat, ați văzut cât de gustoase sunt torturile, toate absolut, dar este clar că sunt pline de euri, pline de coloranți, așa cum am mai spus, și toate cele, pentru că ați văzut, durează foarte mult, le poți ține la frigider chiar și o săptămână și nu se întâmplă nimic cu ele.
ceva care este pregătit în casă, mă refer la o plăcintă, la, nu știu, o prăjitură, este clar că după câteva zile începe să-și schimbe gustul, aspectul, pentru că este oarecum mai sănătoasă. Iar cele din comerț, ați văzut, n-au absolut niciun fel de problemă. Le ții mult și bine și arată exact la fel. Rupem așa biscuiții, bucățele. Apoi vom tăia rahatul tot așa, bucățele mai mici. Și vă voi arăta ce o să fac și cu laptele și cu untul în continuare. După ce mai zobesc din biscuiți, pentru că nu știu dacă o să-i pun pe toți, mi se par destul de mulți. Am cumpărat rahatul, este delicios, foarte, foarte moale și cu arome foarte gustoase. Cel roz este de trandafir, cel verde de fistic, iar celălalt de lămâie. Am mai cumpărat rahat, dar să știți că era așa, destul de tare, nu știu, nu avea nici consistența aceea care ar fi trebuit să o aibă, dar acesta foarte bun este. Și am zis când voi mai avea drum în acel loc pe unde am trecut, că nu este în drumul meu, dar mă voi duce și voi mai cumpăra, voi lua o cutie să-l am aici în casă, pentru că este delicios, v-am spus. Nu prea găsește așa bun, cred că este proaspăt adus de curând, deoarece am observat când am mai cumpărat, dacă este cutia deja începută, chiar dacă are acea folie deasupra, nu mai este la fel rahatul, nu mai are aceeași consistență și nici, nu știu, parcă își pierde așa din gust, din aromă. Spun acest lucru pentru că am mai cumpărat și am văzut că atunci când mi-l cântărea, cutia era desfăcută deja. Și de aceea cred că se întărește, își pierde gustul, nu știu. Dar aici de unde l-am cumpărat, era cutia nedesfăcută, mi l-a dat doamna dintr-o cutie nouă, să spune desfăcută și foarte, foarte gustos este. Da, o să vă mai spun și despre Leo, pentru că vorbim în continuare la telefon. Mă așteaptă la vizită, dar nu am reușit să merg încă, pentru că și eu am multe treburi. Și eu alerg în stânga, în dreapta, așa cum v-am mai spus, nu stau să mă uit pe tavan să aștept să-mi cadă din cer banii. Și eu am treburile mele și, așa cum v-am spus, alerg și eu de dimineață până seara, plus animăluțele de care am grijă și nu am ajuns. Dar voi merge, pentru că i-am promis că o să merg și o să fac probabil din nou filmare. Am mai văzut pe acolo prin mesaje că m-a întrebat cineva că Dana, ai fost la Leo sau nu? Că mama lui patroana spune că nicio femeie nu l-a vizitat. Păi este clar că am fost, ați văzut că doar am făcut atâtea vloguri când am mers la el și este clar că nu am cum să filmez în interiorul penitenciarului pentru că nu ai voie. Nici chiar acolo, în față, nu ai voie să filmez, dar cumva așa mai ascuns am reușit să filmez, ați văzut, până am intrat acolo în interior. Și asta este, nu trebuie să demonstrez nimic la nimeni, dar este clar că m-am dus. Și după cum v-am mai spus, la vizită nu te poți duce decât dacă persoana aflată în penitenciar te cheamă. Pentru că se fac niște liste pe care persoana aflată în penitenciar trebuie să te treacă. Altfel nu ai cum să mergi la vizită. Da, și vreau să vă mai spun că pentru a putea merge în vizită la o persoană aflată în penitenciar, trebuie să fii chemată, cerută de persoana care se află acolo, pentru că nu ai cum să mergi dacă persoana aflată în penitenciar nu te cheamă. Se fac niște liste pe care el trebuie să treacă persoanele pe care le dorește la vizită. Altfel, degeaba dorești tu să mergi sau vrei dacă nu ești chemat, nu ai acces pur și simplu, nu te poți duce.
Și am mai văzut pe acolo niște comentarii că aș fi făcut eu nu știu ce tărăbui, că vezi, Doamne, nu știu ce persoană, nu ar fi mers la vizită la Leo din cauza mea. Nu este nici de cum adevărat, persoana respectivă nu a mers la vizită pentru că n-a fost chemată de Leo. Am spus acest lucru ca să lămuresc lucrurile referitoare la mine. Și în fond și la urma urmei nu mă interesează cine merge la Leo sau cine nu merge. Eu am treburile mele cu el și știu exact ce am de făcut și ca atare chiar nu mă interesează dacă merge cineva sau nu merge. Este și el cât de cât binișor, este mai bucuros că a ieșit mama lui de la penitenciar, este mai liniștit oarecum și așteaptă și el cu nerăbdare să termine odată pedeapsa. Să vedem ce se va mai întâmpla. Pentru că i s-a luat efectiv, dar așa cum v-am spus, un pic s-a mai liniștit știind că este mama lui acasă. Își ia tratamentul în continuare, este binișor, acum momentan are o tuse extraordinară care nu îi mai trece pur și simplu. Este deja de 2 săptămâni așa și nu știu. I s-a dat tratament de acolo, de la cabinet, de la cabinetul penitenciarului. Fac o pauză, nu o să-i pun pe toți că sunt deja prea mulți. I s-a dat tratament de acolo, de la cabinet. Niște pastile, pentru că el fiind cu atâtea probleme de sănătate, nu poate să ia orice medicament și încă nu îi trece. Pur și simplu tușește în continuare. Mă gândesc să nu fi luat un microb ceva de acolo. Nu știu ce să spun. Dar nu îi trece. Tot tușește într-una. Și am observat când vorbește așa mai mult, probabil că atunci când trage aerul acela în piept, tusea, nu știu, se accentuează și este și curent acolo. La căldură este clar că nu a dat drumul acolo și este și mai rece. Cu toate că stă îmbrăcat, i-am spus să-și pună un fes în cap, să nu stea așa, să se mai protejeze de frig de curent, pentru că el este și foarte sensibil. Este ca un ou la incubator, să spun. Nu are pic de imunitate, este pur și simplu, nu știu, prea sensibil. Acum vă dați seama că fiind acolo, imunitatea lui a scăzut și mai mult. O să vedem ce o să facă și să sperăm că va ieși și el cu bine și se va termina odată această nebunie și vom vedea lucrurile pe ce drum vor lua. Pentru că, așa cum v-am mai spus, eu am avut niște discuții cu el, i-am spus niște lucruri care este clar că trebuia să le lămurim și vom vedea cum vor fi. Dacă vor fi în regulă, totul va fi bine și vom merge înainte, Doamne ajută! Acum vom vedea și doar Dumnezeu știe ce o să fie. Important este să iasă cu bine de acolo și să termine această nebunie, s-a plictisit și el, i s-a luat și simte că nu se mai termină odată. Este așa mai spre după amiază, deja s-a întunecat afară. Sper să reușesc să pun filmarea acum, în seara aceasta, să aibă timp filmulețul să se încarce. De încărcat se încarcă destul de repede, dar acolo la verificări durează ceva timp. Dar sper să mă încadrez, probabil că va fi la o oră puțin mai târzie
Este clar că acum lumea se culcă mai devreme pentru că se întunecă mai devreme și cu toții avem treaba a doua zi. Să începem o nouă zi cu serviciul și cu treburile noastre cotidiene. Am curățat, am zobit de fapt aproape toți biscuiții. Au mai rămas câțiva, așa, dar castronelul deja s-a umplut și cred că nu-i voi mai pune și pe aceea. Sunt suficienți, voi tăia și rahatul așa bucățele. Așa, deci am zobit așa. Nu pot să spun că i-am zobit, i-am rupt. Este foarte dorul lui Leo de Renucu. Mereu mă întreabă la telefon, Dana, Renu, ce face? Unde este? Zic, Leo, este cu mine aici sau este afară? Depinde cum este vremea. Pentru că dacă este frig, este clar că nu-l las afară să răcească. Și... mereu mă întreabă de el, mi-l cere la telefon, după cum v-am spus, să vorbească cu el. Și mi-a spus, Dana, să nu cumva, când ies de aici, să nu vii, să mă aștept. Și i-am zis, da, Leo, este clar că o să vin, acum asta este, ce să fac? Mi-a spus să îi aduc și pe Renu, asta mai de mult, dar apoi mi-a zis, Dana, să nu-l iei pe Renu, că-l chinui, să stea, pentru că ați văzut, durează până se fac actele, să iasă, până... să-l ții pe acolo, pentru că Renu este așa foarte timid, este timorat și atunci când îl scoți din mediul lui, nu se simte în regulă. Ați văzut și dumneavoastră, cei care aveți animăluțe de companie, cum este. În momentul în care îi muți de acolo din mediul lor, nu se simt în regulă și se simt așa timorați și nu stau liniștiți. Și ca atare, mai mult ca sigur nu-l voi lua. Eu mă gândisem inițial să-l iau, să-i fac o surpriză. Voi pune și rahatul tăiat aici bucățele. Mă gândisem inițial să-l iau și să-i fac o surpriză, să nu-i spun lui Leo. Și în momentul în care iese, eu să fiu acolo cu Renu în brațe. Pentru că se va bucura cu siguranță. Dar v-am spus, nu... nu o să fac, cred că, acest lucru, pentru că este mult de așteptat și nu vreau să-l chinui pe Renu. El este așa un cățeluș mai special, este sensibil și nu vreau să-l timorez. Pentru că va avea destul timp Leo când va ieși să stea cu el, pentru că este clar că pe Renu îl vom lua cu noi, indiferent unde vom sta. Și după cum v-am spus, la București, mai mult ca sigur. Și este clar că pe Renu vom lua cu noi. Leo mi-a spus, Dana, să nu te gândești că Renu nu va merge cu noi. El este nebunit după Renu. Așa, nu știu, parcă... deja când spui Leo, te gândești și la Renu. Sunt așa, nu știu... făcuți unul pentru altul. Pentru că și Renu a început să semene cu Leo extraordinar de bine. Știți și dumneavoastră că animăluțele de companie încep să împrumute din comportamentul stăpânului și chiar încep să semene cu stăpânul. Și Renu, vreau să vă spun că are aceleași apucături, să spun în ghilimele, ca ale lui Leo. Adică este așa un, nu știu, mofturos, să spun. Trebuie să facă toată lumea, aici mă refer la ceilalți cățeluși, numai ce vrea el și cum vrea el, identic Leo, și el să fie șeful, cum este și Leo, bineînțeles. Și foarte mult se aseamănă cu el și tot timpul îi spun la telefon, Leo, Renu este identic tu, aceleași lucruri ca tine. Rahatul l-am tăiat așa bucățele. Nici mari, nici mici, mai potrivit.
Am terminat și cu rahatul. Da. O să vedem ce va fi. V-am spus, principala problemă este ca Leo să iasă bine și toate lucrurile să fie în regulă. Iar apoi vom vedea cum va fi, dar cu siguranță bine. Acum voi pune o cratiță pe foc. Voi pune o cratiță pe foc în care voi pune laptele. O să pun așa un tuciuleț din acesta mai adânc ca să se încorporeze bine și biscuiții. Și voi pune laptele cu untul până se va topi. Ah, de ce? Atât de... Cele cu plastic, capacele acestea, nu le suport deloc până se desfac. Reușesc să-l desfac și îl voi tăia aici într-o parte. Așa pățesc la apa minerale. Au, deci, niște filete din acelea la capac, un plastic foarte tare, deci, Doamne, stau tot timpul și mă gândesc ce fac vieții oameni bătrâni dacă vor să desfacă o sticlă. Să n-aibă un cuțit la îndemână ceva să o poată desface sau să fie undeva pe stradă. Deci, nu știu, mi se par unele așa ieșite din comun la cât de tari sunt și... Este un lucru bun că sunt bine înfiletate, dar parcă prea exagerat câteodată. Mă tot gândesc când văd vremea aceasta la bieții oameni sărmani care nu au o căsuță, cărora le este fric și nu au mâncare. Deci, nu știu, tot timpul am fost așa și când eram mică, mama îmi spunea, Dana, când ploua și era foarte frig afară, adică o vreme din aceasta așa mai prea cum este acum, stăteam așa pe marginea pervazului, așa cu mâinile, uitându-mă pe geam și tot timpul spuneam, ce or face oamenii ăia săraci care nu au casă? Având în vedere că afară ploua sau ningea și era vremea foarte rea. Deci așa spuneam tot timpul de când eram mică și chiar și eu îmi aduc aminte lucrurile astea, dar mama v-am spus tot timpul îmi spune. Nu știu, poate că într-o viață anterioară am avut probleme de genul acesta. Nu știu ce să spun, dar tot timpul mi-a fost așa gândul la oamenii aceștia amărâți, dacă aș putea aș ajuta pe toți, poate de aceea fac și lucrurile acestea cu animăluțele, pentru că vreau să vă spun sincer, am făcut destule lucruri bune și în privința oamenilor și de fiecare dată am fost decepționată. Pentru că oamenii sunt așa cum sunt, în schimb animăluțele niciodată nu te vor decepționa și sunt singurele care au un suflet curat, care iubesc necondiționat, care îți oferă recunoștință și indiferent că îți va fi greu sau îți va fi bine, ele tot lângă tine vor rămâne. De aceea le iubesc atât de mult și, nu știu, sunt în stare efectiv să fac orice pentru ele. Am spus că atâta timp cât pot să le ajut și să le ofer un trai mai bun, cu toată inima mea o fac. Și aici mă refer și la Renata, pentru că este clar că și ea simte la fel ca mine. O să pun și untul. Nu l-am mai pus în frigider, l-am scos mai devreme ca să fie oarecum mai moale. Și îl voi pune aici să se topească împreună cu
laptele. Lăsăm așa să se topească și untul. Iar apoi vom adăuga biscuiții. Mie îmi place să adaug așa foarte multă cacao. Îmi plac torturile, prăjiturile cu cacao cât mai multă, cu ciocolată. Am aici cacao extra dark, adică foarte, foarte concentrată. Și în general și când cumpăr prăjituri, torturi, mă axez mai mult pe acestea cu ciocolată. Îmi plac și cele cu frișcă, dar pot să spun că pe acestea cu ciocolată și cu cacao multă le prefer. Mai îmi plac și genul acesta de cheesecake foarte mult. În fine, nu aș refuza niciun gen de prăjitură. Toate îmi plac și le ador. Untul este aproape gata să se topească. Am înțeles că vor mai fi așa câteva zile ploioase, iar apoi vom vedea care va mai fi vremea. Sper să avem zăpadă de sărbători, să avem măcar așa câțiva fulgi de nea, ca să simțim într-adevăr că sunt sărbătorile și că vine Crăciunul și implicit și Anul Nou. Da, s-a topit și un. Deci am adăugat biscuiții. Sper că s-a prins pe filmare. O să încerc să îi amestec așa bine. Ca să fie pătruns așa de laptele acesta și de unt. Da, deci este perfect, chiar s-a încadrat super. O să dau foc un mic de tot. Nu trebuie să stea mult pe foc, ca atare, de fapt, hai să sting mai bine ochiul. Voi adăuga și rahatul. Așa. Voi pune și cacao acum. Ce mirosul acesta de cacao. Nu știu, cred că s-a oprit aici punguța, că nu prea curge așa cât trebuie. Abia acum a curs suficient. Așa. Și vom adăuga acum și esență de rom. Mie clar îmi place cu esență de rom să-l fac. Așa. Voi pune, da, de rom, pentru că am mai multe esențe acolo, dar la salamă de biscuiți clar de rom îmi place esența. Voi adăuga și un zahăr vanilat, cu toate că la salamul de biscuiți nu prea se pune, dar îmi place mirosul așa. Aromă nu știu dacă îi dă neapărat, pentru că este destulă compoziție și doar un praf vanilat nu prea are el cine știe ce putere. O să dau drumul acum la aragaz, așa la ochiul tot mic. O să adaug totuși și o lingură de zahăr, având în vedere că nu este rahat atât de mult. Dar inițial
zahăr nu s-ar mai pune pentru că v-am spus, rămâne dulcele acela de la rahat. Dar sunt biscuiți mai mulți și rahat nu este atât de mult. Și de aceea i-am pus o lingură de zahăr. Se poate face și de post, la modul că în loc de unt pune margarină, iar în loc de lapte se poate pune apă. Și foarte bun iese și de post. Îl amestecăm așa cât de cât, încet să nu zobim biscuiții. Și focul este suficient, nu mai avem nevoie să mai lăsăm ochiul deschis. Și cam atât. S-a amestecat destul de bine și cu cacaua. O să o pun aici. Și zahărul. Iar acum vom pune folie din aceea alimentară. Ca să-l putem rula. Dar trebuie lăsată compoziția, să zic așa, vreo 5-10 minute, până se mai răcește un pic și apoi o punem aici pe folie ca să-l putem băga la frigider la rece. Și la folia aceasta mă superă capetele acestea. Am 4-5 suluri și tot cumpăr. Pentru că în momentul în care le desfaci, dacă nu ai grijă cu capătul acela, se lipește și nu mai reușești să-l mai desfaci. Foarte lipit este și acesta, trebuie dezlipit cu grijă, pentru că altfel, dacă îți pierzi capătul, nici că-l mai desfaci. Mie îmi plac, sunt unele din acestea cu marginea dublă, așa rulată și foarte, foarte bine se desfac. Acelea chiar nu este niciun fel de problemă. Am dat compoziția puțin la rece să se răcească, pentru că așa nu se mai răcea curând. Așa arată. Nu mai este cald așa. Cratița, dar în fine, s-o pun aici. Am reușit să desfac și folia cu chiu cu vai. Nu este din aceea cu margină de care v-am spus. Nu îmi plac deloc acestea, pentru că v-am zis, am cred că 4, 5, 6 suluri, nu știu, sunt o grămadă pe aici, care nu au capătul acela, cum v-am spus, și foarte greu se fac. Dacă ar au pucat să se lipească acolo, nici că le mai dezlipește cineva. Așa rămân. Și chiar nici nu mai poți să le trebuințezi. Se lipesc foarte, foarte mult și nu mai ai cum să le desfaci efectiv. Da. O punem așa ca să nu ni se piardă capătul. Și acum vom pune așa să vedem cam câte or să iasă, câte batoane. O să le pun cu o lingură așa de metal, cu toate că eu folosesc numai lingura de lemn, dar cred că se ia mai bine așa, cu lingura aceasta. Nu știu, cred că se vede. Deci miroase extraordinar de frumos romul. Îmi place foarte mult, v-am zis, când este frig afară, așa, să fac așa tot timpul prăjituri, să miroase a copt în casă, a esențe, așa. Deci îmi evocă numai perioada sărbătorilor. Am pus cam așa, sper să se vadă, nu știu, și îl vom modela așa puțin cu mâna, pentru că altfel nu avem cum. Iar apoi vom împacheta, vom face surt și vom pune la rece. Folia aceasta nu-mi place că este destul de îngustă.
sper să se vadă. Îl modelăm așa și cu folia, cât de cât, ca să nu mai punem mâna. Trebuie să-l facem așa să fie cât de compact, să se lege bine. Nu știu dacă se vede cum să stau. Așa și foarte frumos ies sulurile acestea. Așa cum v-am spus, le facem bine aici la capete. Le modelăm așa frumos. Și foarte bine ies. O să le pun așa pe un platou, pe toate. Și apoi le voi băga la rece. Vor sta cam în jur de o oră, v-am zis, la frigider, până prind acea consistență și apoi le putem tăia. Am luat acum un platou, le vom pune așa pe platoul, pe platou de fapt, așa, și vom pune la frigider, după cum v-am spus. Or să iasă destule suluri de aici, pentru că este compoziție destul de multă. Nu pot să fac foarte, să pun prea multă compoziție în această folie, pentru că este destul de îngustă, v-am spus, și nu îmi place deloc cum este. Îl mai strângem și de aici, de la capete, ca să se facă el așa compact. Îl mai modelăm și cu folie așa cât de cât. Și foarte bine se aranjează. Aici la capete îl rulăm așa. Și avem niște grăsani. Durdufani. Așa. O să tot fac aici la batoane din acestea, mult și bine, pentru că este compoziție suficientă. O să vă arăt când umplu platoul și apoi când îl voi băga la rece și când voi tăia feliuțe așa pe farfurie, să vedeți dumneavoastră cum arată. Gata și cu grăsanii, i-am împachetat pe toți. Au ieșit o grămadă. Așa sunt. O să-i pun la rece și când vor fi ok, bun de tăiat, o să tai, să vă arăt așa pe farfuriuță cum arată câteva feliuțe. Se poate pune și nucă de cocos deasupra, cine preferă. Mie nu-mi place nuca de cocos, ca atare nu o să pun. O să-i presar probabil puțin zahăr pudră așa, pentru efect, pentru că de dulce este dulce clar. Și în timp ce îi împachetam, a sunat și Leo. Era mai binișor cu tusea, i-am spus să-și facă ridiche din aceea neagră, pentru că acolo la magazinul penitenciarului, v-am spus, are absolut orice îi trebuie, bani să aibă, pentru că se găsește absolut orice. I-am spus să cumpere câteva ridiche din acelea negre, să le scobească așa în interior, să pună puținel zahăr și știți că se formează acel suc, de exemplu dacă îl pune de seară spre dimineață, gen, se formează acel suc de la zahărul care e pus acolo în scopitura aceea și foarte bun pentru tuse este. A făcut acest lucru și deja l-a mai lăsat, chiar era bine, a putut să vorbească, înainte când vorbeam cu el vorbea și la 2-3 cuvinte tușa. Chiar a fost foarte bine, mi-a zis că îl ia mereu și i-am spus să-l facă în continuare, chiar dacă l-a lăsat așa cât de cât tusea, să continue, că rău nu are ce să-i facă. Mi-a spus că și o doamnă asistentă de acolo, de la cabinet, i-a spus că este foarte bun acest suc de ridiche pentru tuse și că atare i-am spus să-și cumpere, să-și facă în continuare.
O să vă arăt feliuțele de salam de biscuiți cum arată pe farfuriuță și până atunci le voi pune la rece. Gata și cu salamul de biscuiți. Așa a ieșit. Nu am adăugat zahăr pudră pe el, ca să vedeți cât de bine s-a legat. Este un deliciu. Dacă doriți să încercați și dumneavoastră rețeta, vă recomand cu drag. Am tăiat așa o bucățică pentru a vedea cum arată pe farfurie, iar restul le voi mai lăsa la rece. Vă doresc și dumneavoastră poftă bună și să aveți o noapte liniștită. Vă pup!